E martie, da. Practic, luna martie, mâine e 9 martie, de reținut acest aspect. Mâine avem treabă serioasă. 40 sau 44 de pahare, încă nu m-am dumirit, de asta am de, încă am dilema asta, încă am dilema asta. Chiar, mucenici, pahare, despre ce e? Sunt multe, dar să lăsăm totuși ziua de azi și să o așteptăm pe aia să de mâine. Să trăim în prezent. Așa, e însorit afară, mă rog, pe locuri, pe unde, depinde unde stați, în ce zona țării, însă primăvara este mereu imprevizibil, așa că Francisca, noua noastră colegă, ne aduce vești despre vreme, te ascultăm, Francisca. Iată că primăvara începe La Vorbește Lumea, alături de voi și cu noi fetele. Pentru că astăzi este ziua noastră, deci la mulți ani fetelor. Vremea va fi în general frumoasă, valorile termice într-o ușoară creștere, în special în jumătate de sud a țării. Cerul va fi variabil cu norări persistente în regiunile nord, nord-est și parțial centrale, începând din orele serii. Noaptea vor fi precipitații slabe, vom avea ceva ninsori în Carpații Orientali, predominant ninsori local în Moldova, izolat în Marea Mureș și în estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 13 grade, valorile ceva mai ridicate le vom avea în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între minus 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 2 grade pe litoral. În capitală predomină temperatura de primăvară, așa că astăzi ne putem bucura de o zi superbă, putem ieși la plimbare și vom avea temperaturi de 12-14 grade. Lora, Cove? Da, mulțumim, te-ai descurcat excepțional, da. Numai că mi-aș fi dorit să văd un cadru ceva mai larg, nu de alta, dar ai venit îmbrăcată corespunzător de primăvară. Aferent. Și practic nu putem. Nu vrei vedea să vezi numai tu, chiar exact. De vară. Să vadă toată lumea. Să vadă toată lumea primăvara. Haideți ca să fie păcat totuși, dacă e ceva primăvăratec, să nu vedem și noi cu toții, nu? Așa că de asta. Exact, da. Bine. A venit